Zi de sărbătoare la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă cu ocazia Zilei Internaționale a Păsărilor. Pentru că purtăm un nume de pasăre, pasăre care tinde spre zările albastre, dar totuși iubește locurile populate și oamenii și nu se depărtează prea mult de țărm, am vrut să marcăm alături de oameni dragi, prieteni, și oameni care ne susțin și sunt alături tot timpul de noi. În cadrul aceluiași eveniment au fost sărbătoriți și cei 10 ani de la înființarea singurei instituții de învățământ preuniversitare din Constanța, ce oferă o șansă egală pentru toți elevii. Sunt 10 ani de când instituția noastră s-a înființat sub formă de Centru Școlar pentru Educație Inclusivă Albatros. De fapt, instituția este mult mai veche, a fost înființată în decembrie 1955 ca o școală profesională pentru persoanele cu dizabilități. O parte a copiilor cu dizabilități din centru au ținut să demonstreze că prin muncă orice este posibil. Pentru a marca și Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului au fost lansate și 100 de baloane de către membrii campaniei Music for Autism. Aș vrea mesajul campaniei Music for Autism. Alături de campania Music for Autism și putem să dăm drumul. Gata! Centrul Școlar de Educație Inclusivă Albatros din Constanța este unicul liceu unde își găsesc un loc în bancă toți acei liceeni pe care alte unități îi reneagă, considerându-i un soi de pată pe emblemă. La eveniment au fost prezenți profesorii și elevii centrului, precum și reprezentanții ai Inspectoratului Școlar din Constanța.